Bun găsit tuturor, suntem Azeicescu, sunteți la Gândul Live și vă mulțumesc pentru asta. Vă propun să discutăm în această seară și să ne concentrăm atenția apropo de digitalizare. Pentru unii o să sune foarte simplu, luăm un device, e un smartphone, totul e digital, totul e online, nu e atât de simplu. Pandemia e cert că ne forțează zi de zi să mergem în online, pas cu pas. Unii, bineînțeles, au găsit că 5G-ul este un subiect de râs și de teorii conspirative, dar ce să vedeți, bate și 6G-ul la ușă, cel puțin au apărut primele informații. România nu are voie să rămână corigentă la digitalizare, asta e esențial. Ce anume înseamnă asta, ce anume trebuie să facem și ce anume trebuie să facă statul român, aflăm de la Ministrul Cercetării și Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman. Bună seara! Bună seara! Domnule ministru, ați oftat așa. Haideți să începem cu tabloul. E final de zi. E final de zi, dar nu final de digitalizare, că ne digitalizează viața în această perioadă. Cum vi se pare tabloul? Haideți să luăm ultimul an, mai corect. Apropo de când avem pandemia, cum merg lucrurile? Cum ați simțit evoluția? Cumva pandemia ne-a arătat, a fost ca un turnesol pentru multe sectoare ale economiei, dar în privința digitalizării și informatizării ne-a arătat că unele lucruri puteau fi făcute mai de mult. Așa cum România are acest stil de lasă-mă să te las în general așa. Da, n-aș da vina pe România. România înseamnă multe lucruri, dar într-adevăr sunt motive pentru care nu am făcut unele lucruri mai devreme. Însă cum să spun, criza, forța majoră ne-a arătat că pot fi făcute și ar trebui să învățăm din asta. Când spunem învățăm, spunem că suntem și deschiși. În perioada asta, indiferent de topicul nostru, nu este să ne dăm cu părerea dacă autoritățile și-au făcut treaba așa cum credem noi. Bineînțeles, românul se pricepe la fotbal, la poezie, se pricepe și la pandemie mai nou. Dar partea asta de online ne-a arătat că există o energie, că românii își doresc să fie cumva participanți. Nu știu dacă înțelegem la un moment dat ce înseamnă să fii participant la spațiul ăsta online, indiferent că e vorba de rețelele sociale sau de administrația fiscală, acolo unde nu trebuie să ne mai înghesuim la cozile respective, că și aici avem tot o problemă de mentalitate. Lumea se schimbă în general și, cum să spun, succes până acum au avut cei care au fost prietenoși în a crea produse. De exemplu, România e campioană la utilizarea Facebook-ului în Europa. Atâta putem, unde să înjurăm, domnule ministru? Nu, mai înjurăm și noi, când într-o parte, când în altă parte. Ba da, să știți că suntem buni și la asta. Altceva vreau să subliniez. Faptul că acea companie a creat o aplicație foarte ușor de utilizat, foarte intuitivă, foarte prietenoasă, care generează emoții pozitive, ați văzut că sunt numai like-uri, zâmbete și așa mai departe, a făcut-o atractivă. Eu cred că spațiul digital va fi cucerit în măsura în care cei care creează produse le vor face atractive pentru potențialii beneficiari. Aici includem și statul român, dacă aplicațiile pe care statul le oferă sunt prietenoase, intuitive, ușor de folosit și generează beneficii și generează emoții pozitive, oamenii se vor grăbi să le folosească. N-o să-i stârnesc pe cei de acasă în live-ul nostru să-i provoc cu întrebarea dacă ar da like statului român, dar să știți că... Nici eu n-aș da like statului român, chiar reprezentându-l acum. Pentru că nivelul este, domnule ministru, unde? Acum, e greu să spunem unde e. Dacă folosim o scară unde am fost și unde suntem, suntem, hai să spunem, rezonabil de bine. Dacă ne comparăm cu alte țări, suntem în urmă. Dacă ne uităm la țările din Europa, la unele lucruri stăm rezonabil, la alte lucruri avem mult de recuperat. Aș începe cu zonele mai vulnerabile și nu vreau să mă fac că uit, dar nici măcar nu e apelul unui părinte, cred că noi toți ne dorim același lucru. Astăzi a fost o zi importantă, am reînceput școala fizic, mulți dintre elevi, într-o societate care încă se luptă să introducă online-ul într-o programă educațională, poate că și asta e prima fractură de logică, domnule ministru. Totuși. Da, pentru că e alt model și... Cum să spun, eu am făcut în anii trecuți un curs universitar online. Mă interesa foarte mult subiectul și eram reticent la genul ăsta de interacțiune și de transfer de cunoștințe și de abilități. Pot să spun că a fost
cel mai bun curs pe care l-am făcut vreodată. Pentru că era adaptat? Era adaptat și nu mai adaptat, dar era rezultatul multor interacțiuni cu multe grupe de studenți. Era organizat de Columbia University, Columbia Business School, dar se vedea că e un produs matur. Acum, la noi, neexistând anterior acestei crize sanitare, foarte multă experiență de învățământ online, evident că unele lucruri au mers mai pe șchiopătat. Da, în cum final, s-a putut în funcție de situație? În final, toată experiența asta va lăsa unele lucruri care vor fi greu de dat înapoi. Corect. Sper deci, să se întâmple asta și da, la școală, că tot vorbeam. Fără îndoială. Și uitați-vă paradigma educațională cu copiii în sală sau cu studenți în amfiteatru. Va fi de domeniul trecutului. Dacă ne uităm la Harvard, bună oară, renunță la cursurile cu prezență fizică. Acum, fără a fi doar legat de pandemie, adică să le explicăm celor de acasă. Fără a fi doar legat de pandemie. Fără adică a fi nu doar trebuie să fie neapărat absolut. În zona asta ca să iei decizii istețe, urmărind realitățile zilei. Sau să ne uităm, de exemplu, la altă schimbare de paradigmă, Khan Academy. Okay. E un curent care a plecat de la o întâmplare. Un tânăr avea de ținut niște meditații în locul verișoarei lui și a zis că mai bine le înregistrez și le dau înregistrate și a devenit un curent. Dacă există eficiență și eficacitate în a livra în felul ăsta, se va întâmpla. Zic că interes există pentru că, apropo de ceea ce îmi povesteați mai devreme, și nu doar în România, la nivel internațional, dar ca să vorbim de oile noastre, ca să zic așa, avem mult mai multe, infinit mai multe podcasturi înregistrate în această perioadă. E un semnal. Da. Și cu interes foarte susținut pe o zonă de dialog față în față cu oameni care nu ne sunt accesibili. Cred că lecția aceasta poate să fie dusă de la clasă 0 până la facultate. Absolut. Fără niciun fel de problemă. Oamenii au nevoie de modele pe care le tot căutăm. Ele și sunt prezente, dar online. În plus, față de asta, acum educația va fi destinată unor copii care sunt nativi digital. Noi suntem imigranți. Am intrat în terenul ăsta. Dar nu m-am gândit niciodată că... Da. Pentru că noi am prins și perioada telefonului cu, da, cum îi zice, cu disc. E un alt apetit față de informația care vine de pe un device, într-un format audio-video. Fiul meu, de exemplu, după ce a citit Stăpânul Inelelor, cartele preferate, era și păcat să nu-l citească. O preferă să o mai asculte de câteva ori. E mai facil. Acum nu o să vă întreb, probabil la nivel psihologic, sociologic, o să vedem niște și analiștii în zona comportamentului uman, să ne spună cum anume va evolua societatea în ansamblul ei după ce vom depăși și etapa asta în care ne obișnim cu ceea ce înseamnă, nu știu, blockchain, cripto, social media, viața în online. Dar ca să ne întoarcem la ce ne interesează ca stat român, statul român trebuie să ia acum câteva decizii apropo de digitalizare în ansamblu și trebuie să știm unde suntem și care sunt zonele vulnerabile. Cum simțiți, să vă întreb de administrația publică, noi simțim că acolo e interacțiunea, cumva acolo se fracturează. Da. Poate e mai simplu printr-un calculator să rezolvăm chestiunile. Bune intenții au existat de a informatiza spațiul românesc, România având oarecum inerția unor tentative din anii 80 de informatizare și efectele s-au văzut și în industria de software. Au fost intenții, dar au fost disparate, izolate, care să acopere niște nevoi punctuale. Cumva spațiul digital guvernamental arată ca un arhipelag și cu foarte puține feriboturi între insule. Da, adică cu foarte puține conexiuni, posibilități, da, de interconectare a unor baze de date. De aici plecând, de la mozaicul ăsta digital, ce urmează să facem? E să creăm un standard, adică toate aceste insule aparțin unei singure țări, respectă aceeași Constituție. Arată aproximativ la fel. Această Constituție sau, hai să spunem, limbă Esperanto, valabilă pentru toate insulele din arhipelagul ăsta, va fi practic standardul după care vor fi stocate datele esențiale pe care statul român le deține, de bună calitate,
și care vor fi accesibile unor terți, fie că sunt instituții mari ale statului, fie că sunt instituții mici ale statului, fie că sunt cetățenii. Dar primul pas e să creăm acest standard. Și asta vom face în prima etapă. E dificil de stabilit care sunt standardele. Nu. Și de ce? Pentru că pentru un necunoscător, omul de acasă zice, ce e o bază de date? Poate nici nu pricepem ce e o bază de date. Da. Eu vreau să bag un cod, ca pe Facebook, să-mi plătesc dările la stat, să nu mai trebuiască să mă duc acolo. Asta prin ghișeul.ro, să zicem, dacă e să-mi aduc aminte că vorbeam înainte de emisiune, poate se pot rezolva. Dar sunt multe alte drumuri pe care am putea să le eficientizăm, să le anulăm din programul nostru. Da, de-aia spuneam, ca să construiești o casă și care să fie funcțională, să arate bine, ai nevoie de un proiect. Arhitectura asta și standardele reprezintă primul pas în această construcție a spațiului digital, care va dura. Practic e un proces care nu se încheie niciodată. Noi migrăm toți în lumea digitală și după aia vom fi acolo și tot timpul va trebui să înnoim lucruri, așa cum s-a întâmplat și în lumea analogică. Dar acum trecem granița. Acum e momentul. Știți că, în general, în orice casă, când se propune un proiect, mai ales în familie, soția are un drept al ei și o responsabilitate ca instituție. Avem sau nu avem bani? Că așa, asta e o întrebare corectă. Pentru toată arhitectura asta care trebuie construită, avem nevoie să și avem cum să rotim niște sume. Nu e simplu, nu e ieftin. Dacă mă uit la cât s-a cheltuit până acum și pe ce s-a cheltuit până acum, pot spune că avem bani. De aceeași bani s-ar fi putut face de două ori mai mult sau de trei ori mai mult. Așa că banii în mod sigur vor fi și mai mult decât atât, tocmai digitalizarea și ulterior transformarea digitală, care înseamnă schimbări de comportament, nu înseamnă neapărat tehnologie, vor genera economii care la rândul lor vor putea fi investite. Deci digitalizarea e un proces cu return on investment, cu un profit care rezultă. Acest ROI, pe care noi îl învățăm prea târziu, din păcate, și aici e tot o lacună educațională sau a structurii educaționale din România. Să știți că return of investment este un lucru care trebuie să ne intereseze și în relațiile personale și în relațiile profesionale. Peste tot trebuie să existe ceva care se întoarce, că e vorba de un salariu, că e vorba de beneficii, că e vorba de... Mai mult decât atât, foarte adevărat, dar ambele părți să aibă de câștigat. Corect. Și administrația și cetățenii, sau mai bine spus, și cetățenii și administrația. Până acum, să zicem că percepția publică e că de cele mai multe ori statul e cel care câștigă. Nu știu dacă e o percepție corectă luată în fiecare scenariu în parte, dar cam așa crede societatea, că în general e văduvită în relația cu statul român. Da, poate că acest calculator... Și statul gândește la fel, că cetățenii Acum știți cum e, victimizarea în societatea românească e o treabă care se poate întâmpla și la stat și la privat și acasă la noi. Dar știți ce voiam să vă întreb, domnul ministru? Până la urmă și la urmă, dacă pui între stat și cetățean un calculator, s-ar putea ca ambele victime să se simtă mai puțin abuzate în relația asta, pentru că calculatorul are un fel foarte simplu și matematic de a gândi. Introduci datele, plătești cu cardul și mergi mai departe. Cam asta ar trebui să fie flexibilitatea statului român. Da. Că nu e persoana, statul nu e, chiar că e format din oameni. E un actor colectiv. Corect. Da. Da. Asta e drumul. Asta e ținta. Dar asta nu înseamnă și mai puțin angajați la stat? Nu că mi-aș dori foarte mult, nu mă înțelegeți greșit. Susțin un stat flexibil și din acest punct de vedere. În general, când ne gândim la structuri, cuvântul cheie este optim. O structură trebuie să fie optimă. Adică să nu fie oameni care stau degeaba, care sunt plătiți fără motiv, fără să-și acopere munca. Să nu fie nici oameni care muncesc pe brânci, stau peste program și își dezechilibrează complet viața. Eu cred că acolo ar trebui să ajungem și cred că optimul ăsta, atâta vreme cât, nu știu, să corijăm relațiile, cultura organizațională din interiorul
Eu știu că acum vorbește mentorul. Nu, cultura organizațională, nu sunt mentor, sunt, să știți că e important, pentru că aveți o filozofie care are în prim plan cultura organizațională. Da, în România, uneori, nu știu dacă ne place ceea ce presupune cultura organizațională, că ea presupune beneficii, dar și responsabilități. Și uneori noi baletăm așa între ei. Dar nu e rău, pentru că e minunat, așa se naște, generează confort. Evoluția. Generează confort. În general, oamenii fug de responsabilitate atunci când nu au competențe, când simt că nu sunt competenți pentru lucrul respectiv sau când simt că nu au puterea de a schimba lucrurile. Și atunci orice manager, orice conducător de echipă trebuie să se asigure că oamenii știu ce au de făcut și au libertatea, puterea să facă lucrurile respective. Și atunci asta generează confort, e tipul de cultură care trimite acasă oameni relaxați. Eu nu cred că mulți funcționari de la ghișeu se duc acasă relaxați. Dacă un computer îi poate ajuta să se bucure mai mult de viață în timpul lor personal, de ce nu? Da, da, după aia o să intrăm, aveți perfectă dreptate, doar că o să intrăm ulterior în zona vrem să ajungem acasă relaxați, pe noi cu cine mai certăm, dar nu e o discuție despre psihologia românului, că s-ar putea să avem niște mici probleme pe care trebuie să le rezolvăm cu toții. Cu, poate nouă tuturor ne place să ne mai certăm și în trafic, ne mai certăm și la ghișeu, avem și aici o cultură a noastră autohtonă. Întrebați pe domnul David, domnul Daniel David, el știe psihologia poporului român. Psihologia poporului român e o treabă interesantă și noi în fiecare zi adăugăm acolo câte o filă scrisă sau nescrisă. Voiam să vă întreb apropo de relația cu cetățeanul, dacă e nevoie ca acum pe arhitectura pe care o avem să dezvoltăm structuri noi sau cu ce avem putem funcționa dacă ne uităm puțin și reușim să facem acea standardizare, pentru că oamenii se zică, bun, ce facem concret? Da. Standardele, m-ați întrebat mai devreme dacă sunt greu de făcut. Nu, ele există. În alte locuri sunt folosite. Noi ar trebui să alegem ce mai potrivit pentru planurile noastre de viitor în ceea ce privește spațiul digital. Ăsta e un lucru simplu. Apoi, având standardele, vom putea ușor decide ce e de păstrat, ce e de îmbunătățit, dacă se mai poate îmbunătăți, și ce e de renunțat la. Sunt aplicații care de mai bine de 10 ani enervează lumea în momentul de față. N-am să le dau numele. Pentru că ele sunt construite prost. Noi cu toții avem pe telefon aplicații, cred că e simplu de înțeles, doar că aplicațiile, când ai nevoie de ele în relația cu statul român, devin enervante dacă nu sunt funcționale. Au rezolvat niște probleme în momentul în care au fost făcute. Okay. Nivelul de așteptări acum e altul. Hai să spunem, unele aplicații au fost făcute atunci când antreprenorii nu foloseau aplicații. Acum sunt din ce în ce mai mulți antreprenori care pășesc hotărâți în spațiul ăsta digital. De exemplu, își organizează firmele, au un control foarte bun al ceea ce se întâmplă cu banilor în firmă. Sunt aplicații care te obligă să introduci aceleași date într-o aplicație a statului și într-o altă aplicație pe care o folosești tu. Asta doar trebuie să poată comunica. Aplicațiile făcute mai de mult nu au posibilitatea de a fi interconectate cu aplicațiile okay. terților, de exemplu. Pot înțelege, pentru că e vorba de cum se făcea programare, poate la un moment dat și acum lucrurile s-au mai schimbat, da. Dar logica cetățeanului, și aici pentru cei care cred că dacă ai un card comun de tip buletin cu card de sănătate pe bază de chip, știu că în perioada asta e bine să nu vorbești de chip, că cine știe eu cine mai chip. Apare. Da, 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 da. Și eu am primit un chip de curând. Funcționează bine la nivel de 5G, dar să știți că știrile pe care le-am citit astăzi vorbesc despre 6G și despre ce, cum va arăta viitorul, asta dacă nu vrem să gândim așa, cu holograme și cu cum să spun eu, realitate virtuală și cu 6G, spre asta ne îndreptăm, nu ne îndreptăm spre mersul la piață și ce ciorbă mai gătim azi. Se întâmplă și lucrurile astea, că ciorba nu o poți face în digital, deși n-ar fi rău, dar poți să te inspiri de acolo. Bun, deci după ce rezolvăm partea de standardizare, ar trebui să existe, e totul o formulă de blockchain, adică arhitectura acestor insule ține cumva ca, cred că vreau să înțeleagă cei de acasă, se tot vorbește zilele astea și de blockchain. Nu știu dacă poate fi folosit același principiu de la cripto, că văd că ne place ideea de cripto foarte tare nouă românilor. Da, blockchain e o tehnologie nouă
care, pe măsură ce va căpăta teren, va revoluționa complet ce știm până acum despre internet. Okay. Pentru că schimbă filozofia internetului. Adică, blockchain-ul nu mai necesită spații de stocare a unor informații, pentru că ele sunt distribuite. Asta sună minunat. Sună minunat. Uite, să vă dau un exemplu practic. În momentul de față, comercianții folosesc case de marcat. Corect. Dacă acel sistem de urmărire a încasării bonurilor și de evidențe ar folosi tehnologia blockchain, n-ar mai fi nevoie de case de marcat. Da, dar ce interes ar avea cei care fac în continuare evaziune fiscală și n-au nici măcar casă de marcat, pentru că nu-i așa, pe caiet merge foarte bine. Aici e datoria statului să... Cu statul avem niște... Să-și crească nivelul de încasări. Sau să vă mai dau un exemplu. Un sistem de facturare electronică ce ar avea la bază tehnologia blockchain n-ar mai putea permite existența unor facturi false. Nu s-ar mai putea falsifica facturi. Da, astea sunt niște aplicații concrete ale tehnologiei blockchain. Și în România efervescența în jurul conceptului, în jurul tehnologiei e în creștere. Avem, probabil știți, deja un al doilea unicorn românesc, este Elrond. Care chiar practic... astăzi am vorbit despre această monedă virtuală, putem să-i spunem, un concept care poate să fie, da, să înlocuiască oare la un moment dat, cred că astea vor cei de acasă să afle, e posibil, poate nu în următorii, nu știu, poate greșesc, 10 ani, să, nu știu dacă ați observat, observ ca obicei de consum, nu mai am cash. Aproape niciodată nu mai am cash, ce puțin de când cu pandemia, ceea ce înseamnă că pot să fiu în situații în care am nevoie de cash, dar nu am, dar plătesc mult mai mult în digital. Mult mai mult. Ceea ce înseamnă că peste 10 ani e posibil să fim în virtual complet ca monedă față de acum sau poate e prea nu devreme? Nu știu dacă în 10 ani, dar putem să ne uităm că sunt țări care aproape nu mai folosesc cash, țări din Scandinavia, chiar din Europa. E și aerul mai rare fiat acolo, se respiră mai ușor. Și așa cum ați văzut, unele lucruri care au fost revoluționare au generat o curbă de adopție și monedele virtuale, atunci când vor căpăta teren, dacă vor genera suficientă de încredere, vor intra pe o curbă de adopție și noi, România, depinde cum o să ne plasăm față de aceste curbe. Sunt mari salturi unde am fost printre primii, de exemplu la iluminatul cu gaz, România sau Timișoara. Da. Cred că a fost al doilea oraș din lume iluminat cu gaz. În domeniul laserilor, la un an după ce laserul a fost inventat și prototipat, România construia un laser. Nu ne-au lipsit talentul și partea de inovare. Da, cumva, la alte lucruri... La implementare stăm mai... La alte lucruri am fost conservatori, la alte lucruri am fost early adopters. Acum contează foarte mult și factorul politic. Cum stimulează, cum influențează, cum explică unele lucruri, cum previne dezinformările asupra unor lucruri. Da, acum o să auzim mâine, păi bine, că și Bitcoin și Ethereum și Elrond sunt de fapt unealta satane care vrea să ne ispitească. Nu m-ar ispiti acum cu vreo 200-300 de Bitcoin, că nu m-aș supăra, vă spun cinstit. În altă ordine de idei, nu e un paradox că noi avem o țărișoară din care pleacă minți luminate în zona programării, în zona IT-ului, de unde pleacă performanța în digital, dar avem încă un conservatorism, pentru că la noi digitalizarea se cam oprește la sat, domnule ministru. Dacă vorbim de Facebook, nu se oprește la sat. Dacă doar fi doar Facebook-ul digital, am fi cu toții fericiți, chiar și la țăndărei, chiar și în ruralul cel mai profund. Eu mă uit la consătenii mei, sunt foarte activi și foarte prezenți pe Facebook. Dar puneți-i să plătească cu un card sau să dețină... Eu cred că e doar un pas până acolo. Nu ce cred trebuie că să facem ca să ajungem totuși acolo, în afară de comunicare? Doamna Grecescu, hai să ne gândim că totuși pentru a plăti cu cardul e nevoie de venituri.
pe card, un cont bancar. Dar pensia poate intra pe card, cardul se folosește la magazinul din stat, care nu face astfel evaziune fiscală. Adevărat. Și circuitul e simplu, adevărat, dacă vrem. Încă mai sunt bariere de intrare, spre exemplu, comisioanele la tranzacții. Ok, pot înțelege. Da, fiindcă am fost, oare, nu admonestat, dar cumva atenționat de un comerciant. Am cumpărat de o valoare foarte mică un sandwich și l-am plătit cu cardul și l-am văzut așa abătut și l-am întrebat. De ce? Păi... comisionul foarte mare comisionul. Dar aici o discuție cu sistemul bancar, cu reprezentanții sistemului deci bancar, care sunt altă entitate. Sunt bariere de intrare, creșterea nivelului de trai, cred că le va mai coborâ. Și atunci vorbeam de semnături electronice. Eu spun că prețurile pentru antreprenori, pentru mulți antreprenori de subzistență, sunt prohibitive pentru a folosi o semnătură electronică. Adevărul este că avem și o problemă de mentalitate. Acum două săptămâni, cât că m-a întrebat cineva dacă pot să semnez digital. Să știți că mărturisirile care se fac în direct de oameni care totuși încearcă să fie în timp cu vremurile, că nu vorbim de cum era când a apărut HC85, primul calculator pe care l-am văzut în viața asta. Da. M-a întrebat cineva dacă pot să semnez electronic și zic că ei, semnez electronic. No, nu semnez electronic. Să dau cu bățul, să-ți fie acolo. Și mi-am dat seama ulterior că sunt retrogradă. Și atunci, parfumul ăsta de vintage, dacă și eu îl am, e o chestiune, e ca un accesoriu la care trebuie să mai renunți dacă vrei să trăiești în 2021. Acum, mama mea n-are telefon mobil de tip smartphone, a rămas cu telefonul clasic. Da. Nu neapărat pe disc, dar clasic. Sunt generații și generații. Da. Noi trebuie totuși să forțăm puțin limitele. Putem să le forțăm, dar oamenii ăștia trebuie atrași în spațiu digital. Eu cred că e cea mai bună forță decât aia de împingere și care să învingă rezistența. Mai degrabă o forță de atracție și atunci ne aliniem toți într-un curent digital. Corect, mai ales că ne place live-ul pe Facebook, atunci ne place gratuitatea, nu știu, poate niște carduri gratuite, poate o campanie bazată pe carduri gratuite într-o zonă care nu e așa De exemplu, și în... cu o sumă de bani pe card din partea statului român și uite cum am rezolvat problema. Statul nu generează bani. N-ar fi rău. Îi redistribuie. Da, da, corect și asta, da. Dar apropo de stimulare, da, noi o să propunem un PNRR și sper să găsim... cuvintele potrivite la comisie, să subvenționăm semnătura electronică pe care o punem pe acel nou card de identitate. Ok. Pentru că e un drept și atâta vreme cât statul oferă posibilitatea de a face tranzacții sau de a autentifica anumite procese electronice, atunci trebuie să îi punem la dispoziție cetățeanului și instrumentul potrivit. Știu că e destul de dificil, sau poate că pare așa o fractură de logică și mai avem doar câteva minuțele. Predictibilitatea în zona de digital e ca și cum ai spune că vrei să afli viitorul azi, pentru că în digital totul se schimbă. Eu cred că asta trebuie să ne învețe pe noi perioada asta în care ne-am uitat foarte mult în online, iar online nu înseamnă numai Facebook, Twitter, sunt două zone. TikTok. Una, hai să spunem, de standarde obișnuite care ne ușurează viața. Corect. Acolo trebuie să ne concentrăm. Pentru că toți vrem o viață mai confortabilă. Ați fi de acord cu un singur card care să ne ajute să nu mai avem 700 de buletine? Mă grijă dacă îl pierdem pe ăla. Păi ar trebui să avem datele în bază pierdem de date. Pierdem și carte de identitate, sigur, știu, glumesc. Dar e a doua zonă, cea de, cum să spun, de competitivitate, unde ar trebui să investim în așa fel încât să nu fim follower pe anumite lucruri, să sărim un pas înainte, să ne uităm cam în ce direcție? Vorbeam de blockchain. Okay. Atâta vreme cât în România s-a născut o tehnologie care a sărit etape, practic a sporit viteza acestei tehnologii de 1000 de ori, e un salt înainte, un salt peste ceilalți. Nu vii din urma lor și copiezi, ci sar un pic înainte. Și eu cred că și la fel în PNRR o să susținem un număr foarte mare de startup-uri care să plece de la idee și să fie axate pe tehnologia ale viitorului. Inteligența artificială, blockchain, tehnologii cuantice, pentru că putem sări etape. Deci o zonă de confort, o zonă de competitivitate. Da, avem și cu cine. Știu că în mod normal aplicațiile ar trebui să fie
să lucreze singure, dar în spatele unor aplicații și unor programe de genul ăsta stau foarte mulți oameni cu mintea luminată, stau oameni care au gândit aplicații, care au gândit procese, care au gândit mecanisme. Sunt două zone. E o zonă de cunoaștere, hai să spunem, fundamentală, care se face în universități, și o zonă aplicativă. Zonele astea trebuie să fie împreună pentru a genera inovare. Și Elrond e un astfel de exemplu. E o binare potrivită între știință fundamentală și aplicativă. Știți că, din păcate, întrebarea apropo de Elrond, că tot vorbeam și ultima curiozitate. Azi am vorbit cu Benjamin. Mă întreba cineva, bun, dar moneda noastră virtuală, ce face? Nu știu să-i răspund. Care? A noastră românească? Elrondul, da. Elrondul. Aha. Da. Dacă o asumăm ca fiind... E prima? E prima, nu? E prima, da. Dacă există profitabilitate, deci românul este dus mai mult de partea de eficiență, că noi suntem obișnuiți să mergem cu cash-ul, să luăm două pâini, dar sigur, trendul mergem și înainte. Spre tranzacții electronice. Prima întrebare este dacă un demers e profitabil sau nu. Avem această tară, nu știu dacă ne vine din perioada comunistă sau nu. Nu mergem foarte tare în zona investițională, ci mai degrabă dacă are profit. Elrond e o tehnologie și tehnologia asta e implementată pe mai multe tipuri de nevoi. De exemplu, în ultimele săptămâni, fondatorul Elrond a avut o întâlnire cu primarul unui oraș mare din Statele Unite pentru a discuta despre aplicații ale tehnologiei în administrația publică a acelui oraș. Da, Dumnezeu să se și întâmple, că la noi intențiile bune se opresc cumva. Eu cred că e o aliniere de stele, începând de... De anul trecut, aș zice, că pandemia trecut, fix în zona asta ne forțează. Și ultima curiozitate, nu sunteți prezicător, dar măcar din perspectiva zonei de coaching. Coaching-ul nu sunt coach. Aveți cumva o atracție către zona de mentorat și de coaching? Așa am citit. Atracție. Da, e o informație care a fost rostogolită, luată de pe un site personal de-al meu. Dar eu am făcut consultanță mult, coaching. Oricum ar fi fost, în zona de coaching nu te învață nimeni cum să faci. Te întreabă ceea ce tu știi deja. Da. Cum să faci. Așa e. Și atunci, uneori mă întreb dacă în zona asta în care citim de 6G, poate că trebuie cineva să ne spună cum să facem, că noi am cam rămas tributari unui sistem mai vechi, mai nepotrivit, aș zice. Și atunci, până nu vor mai trece câteva generații, nu o să ajungem să înțelegem că dezvoltarea și evoluția nu ne fac rău. Că noul nu schimbă ceea ce suntem, ci doar adaptează. Dacă mă uit la generația fiului meu, teenager, 10, 15, 17, văd cum va fi lumea. Nu va avea nicio legătură cu lumea noastră, va fi complet digitală, așa că sunt încrezător că vom fi pe mâini bune. Poate totuși ne mai uităm și la cercetare, că am rămas fără cercetători, fără partea asta, nu? Nu e adevărat. Avem cercetători. Problema e că cercetarea e necunoscută în România și e subfinanțată. Probabil că sunt legate cele două lucruri, dar mă rog, e mandatul meu să fac cunoscută și să primească o finanțare potrivită. Astăzi nu mai avem timp, dar să știți că putem să vorbim într-o zi despre inovare plăcere. Și cercetătorii români, nu de alta, dar... Avem multe de vorbit. Știți ce se întâmplă, ce e fascinant? Nu sunt puțini oameni sau... Puțini oameni vin cu o idee unică. Mie mi se pare că dacă ai oameni care pot să fie vizionari, ar trebui să-i păstrezi într-un cerc rotund, într-un soi de blockchain, exagerez, bineînțeles, și să-i folosești în anumite momente în sensul cel mai bun, pentru că ei pot să aducă, de fapt, pasul următor pe care noi nici nu-l vizualizăm. Da, așa e adevărat. Nu i-aș ține, pentru că respectăm libertate. Îmi doresc să rămână. Le-aș crea condiții să rămână și să se simtă bine aici. Acum nu au condițiile astea.
Da, o să apucăm, vă promit, și despre cercetare. Ciprian Telemar, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și spunem așa că la 20:30 ne revedem la Gândul News, dar asta știți deja, și că mâine ne revedem la 18:30 la Gândul Live. Cred că dacă înțelegem digitalizarea doar cât de fain e să-ți faci un selfie și să-l postezi pe Facebook, ne păstrăm într-o limită care nu ne ajută neapărat să vedem pasul următor. Dacă încercăm să înțelegem că în spatele profitabilității pe cripto monede se află un întreg algoritm pe care nici măcar eu nu-l cunosc de la A la Z, dar măcar încerc să aflu despre el. Până la urmă și la urmă, dacă îți pierzi curiozitatea, nimeni, domnule ministru, nu ți-o poate da înapoi în nicio formă digitală, de fapt. Păstrați-vă curiozitatea și rămâneți în zona online, în digital, și militați cumva ca lucrurile astea să se întâmple. Cred că e esențial. Până la urmă și la urmă, puteți să fiți purtători de cuvânt fiecare ai unei zone de dezvoltare, nu? A noului din viața noastră. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne revedem la 20:30. Numai bine!